Sono onorato auditore. Concorso la cosa che ho fatto successo, la scivo male sorpresa, la carabinati di presenza masivă a tuturor, dar ceea ce m-a șumirit și a unor oameni de ce se recunte, care unii dintre ei au o creativitate uriașă și pe care eu insist să o apreciem. Nu plac deloc acele discriminări de vârstă, că cine este creator este creator la orice vârstă și toți stau pe același rang de... Eu cred că există și un tânăr care scrie o proză foarte bună la 16 ani și încă câțiva, ceea ce cred că în viitorul apropiat literatura română se poate reproduce. Remarcabile creativitate, cum vă spuneam, se ne... această generație care are jur de are o creativitate uriașă. Vă dați seama, a trecut prin toate regimurile politice, prin diversitatea de lucruri istorice. Este o favorizată de soartă, nefavorizată de soartă, dar favorizată, ca să zic așa, de creativitate. A fost un concurs strâns. Vreau să vă spun că am citit întâi vreo 10 proze, ca să pot să-mi dau seama ce înseamnă 7 față de 6 și ce înseamnă 9 față de 8. Mi se păreau toți prozatorii foarte înzestrați și foarte dotați cu tot ceea ce este un prozator. De aceea vă spun că dacă analizăm ca un critic literar proza de aici, vom găsi toată gama tipologică a marii proze românești actuale. Tot ce există în literatura română actuală există și aici. Și proză tipologică, și proză psihologică, și proză romantică, și romanțioasă, de toate categoriile. Sigur că, la un moment dat, se văd și diferențele. Sigur, se văd diferențele de cultură. Și, de asemenea, se mai văd, cum să zic, zona din societate în care vine fiecare autor. Este, cum să spun, concursul... m-am dus la o idee pe care încerc să vă spun și dumneavoastră, că există o uriașă creativitate a poporului nostru, care nu și-a pierdut deloc funcțiile sale creative, chiar dacă noi trăim într-o societate a imaginii și într-o civilizație a vizualului, cum se spune, totuși scrisul, scritura, adică lucrul care rămâne, devine caracteristic pentru anumite lucruri de profunzime. Adică unele lucruri mai profunde decât altele. În ordinea unei profunzime, ar fi scrisul este mai puternic decât toate. Deci există o diversitate de vârste, o diversitate de tipologii, o diversitate de categorii sociale. Deci, în toate zonele societății, dar concursul de asta spun că a fost un succes, deoarece a reușit, dacă mă gândesc că fiecare autor are în spate și o familie care îl susține, și mai mulți mă gândesc că a antrenat o anume mișcare socială de, cum să zic, de care nu are ca alt scop decât creativitate. Fără niciun scop. Vedeți, premiile sunt doar niște diplome și atât. Dar, pentru viitor, cel care aici și-a încercat puterile cu alții de aceeași pasiune, de aceeași apropiere, este pleacă întărit la alte războaie sociale ca să, poată apară cărțile, ca să poată intră într-o uniunea scriitorilor, ca să vină. Deci vine altfel pregătit când ajunge la acele mari războaie, începând cu aceste mici războaie de la concursurile de literatură. Domnul Roșu are, ne-a pus pe toți la muncă. Vreau să vă spun că
vorbim așa, 116 dosari, 100. Eu vă spun că, să vă spun de timp de lectură, sute de ore, adică asta înseamnă sute de ore de stat la calculator și de obosit totuși. Deci nu era, nu trebuie un lucru care trebuie pus în preparate. Deci vreau să vă spun că concursul este un succes, este în acest sens. Vreau să spun că poate să devină o treabă pentru viitoarele și virtualele concursuri care vor avea, eu nu mă tem de un concurs de proză organizat de Uniunea Scriitorilor, că ar fi mai bun concurenții decât aceia care au fost la noi, de asemenea comparație. Dau cuvântul domnului Roșu.